Planul urbanistic de detaliu pentru magazinul Dedeman a fost aprobat de Consiliul Local al municipiului Petroșani. Magazinul va fi construit pe fostul amplasament al UPS-ROM și se va întinde pe o parcelă de peste 11.000 de metri pătrați. De asemenea, pe lângă construcția propriu-zisă, aici vor fi amenajate peste 200 de locuri de parcare care vor deservi magazinul. A fost aprobat în ședința Consiliului Local planul urbanistic de detaliu pentru construcția magazinului Dedeman. Urmează, după aprobarea acestui PUD, să vină cu proiectul tehnic efectiv pentru eliberarea autorizației de construcție. Proiectul a obținut aviz favorabil de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA București, sucursala regională Timișoara, APA Ser Valea Jiului SA, e-distribuție Banat, precum și din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara. A început o nouă ediție a Nedeii Vulcănene. În această săptămână, autoritățile locale de la Vulcan au pregătit numeroase activități culturale, artistice și educative, atât pentru copii cât și pentru adulți. Astăzi, pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiu, a avut loc o competiție sportivă unde s-au înscris concurenți de toate vârstele, însă cei mai motivați au fost cei mici, care au venit în număr mare și s-au luptat pentru a obține primul loc. Am dat startul Nedeii Vulcănene, nu doar astăzi, am avut și competiții și zilele trecute. Am avut un campionat de fotbal pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani pe stadionul central din Vulcan. Ieri am avut premierile. Astăzi, așa cum am obișnuit oamenii, avem competițiile de cross, de biciclete și de role și în plus facem și desene pe asfalt. Sperăm să ne ajute și vremea să nu plouă. Astăzi, spre bucuria noastră, foarte mulți copii s-au înscris. Avem peste 100 de copii care s-au înscris astăzi la cele 3-4 competiții și ne bucurăm că lumea a ieșit, chiar dacă vremea puțin nu a fost prielnică dimineață, și o să avem multe surprize pentru ei în continuare. Competiția sportivă a avut și o probă pentru copiii speciali. Haideți să-i susținem pe cei doi copii cu dizabilități care au avut curajul să participe la acest eveniment. Hai, încă puțin! Bravo! Municipalitatea a pregătit o serie de programe pentru toate categoriile de vârstă pe parcursul întregii săptămâni. Astăzi, de la ora 18, la cinematograful Luceafăru, este așteptat Dan Puric pentru a sta de vorbă cu vulcanenii, pentru a ne spune câteva din ideile dumnealui. Am observat un interes crescut pentru astfel de evenimente și sperăm ca lumea să vină astăzi de la ora 18. Mâine avem o întâlnire cu persoanele care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Îi vom celebra, vom sărbători alături de ei acest eveniment. Vineri avem mai multe evenimente, vom începe de dimineață. Avem film gratuit pentru toți copiii din Vulcan care doresc să meargă la cinematograful Luceafăru. După care, în jurul orei 11:30, vom face pe bulevard o simulare de accident, unde avem un parteneriat cu Crucea Roșie, Salvitalu, pompierii, Poliția Locală și Poliția Națională. Iar după masă, așa cum am obișnuit acele spectacole, este așteptat Constantin Enceanu și alte valori ale folclorului românesc. Sâmbătă, tot vineri seara, avem și un simpozion pe teme istorice din Primul Război Mondial, după care ne vom deplasa la Cimitirul Eroilor din Vulcan și vom face o retragere cu torțe pe Bulevardul Mihai Viteazu. Sâmbătă, începând cu ora 11, vom fi în Pasul Vulcan, acolo unde s-au dat lupte grele în Primul Război Mondial, și vom fi alături de cadre militare, oameni politici, conducători ai Consiliului Județean, al Prefecturii Hunedoara și Gorj, unde de asemenea așteptăm foarte multă lume să participe. Seara așteptăm tineretul, așteptăm toată lumea la spectacol, avem foc de artificii, o să avem lasere, muzică de calitate, Ada, Zani, Dorian Popa. Cred că va fi un record de participare anul acesta.
Sperăm ca toată lumea să se simtă bine, să nu fie incidente. Duminică, de asemenea, avem iarăși filme pentru copii la cinematograful Luceafărul, după care pe bulevard va fi o demonstrație de K-1 și de karate tradițional. Avem mai multe trupe care vor face o demonstrație chiar în mijlocul bulevardului, după care trupa de teatru de la Teatru Ide Sârbu vor socializa cu copiii, se vor juca împreună, vor face fotografii, astfel încât toți copiii se simtă bine. Actrița Nicoleta Bolcă revine pe scena Teatrului Dramatic Ide Sârbu din Petroșani. Contractul de angajare în funcția de actor a fost semnat de către vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Ion Bădin, pe o perioadă de timp determinată. Începând cu data de ieri, Nicoleta Bolcă este angajată din nou a Teatrului Dramatic Ide Sârbu din Petroșani în calitate de actor. Am primit vizita domniei sale acum câteva zile la Consiliul Județean. Este prima dată când am făcut cunoștință preview, ca să spun așa, cu actrița Nicoleta Bolcă. Mi-a făcut o impresie foarte bună. Știam și dintre cei cu care a lucrat înainte la teatru de talentul domniei sale. Am aflat și de la publicul din Valea Giului de stările pline care le făcea. Avem post liber de actor gradul 1A și s-a făcut un contract pe o durată determinată de către actualul manager interimar pe o perioadă de 15 luni. Sigur că sunt anumite probleme care le știți prea bine, care au reușit cu ani în urmă, adică este un scandal continuu la acest teatru, întreținut în special de către fostul manager Cosmin Rădescu. Au fost chiar și plângeri penale privind persoana fostului manager în persoana domniei sale, Nicoleta Bolcă, dar justiția a dat un răspuns foarte clar. Procurorul general de la Curtea de Apel din Alba Iulia a dat nuc în privința acelui dosar de care tot amintește Cosmin Rădescu într-una. Nicoleta Bolcă își va intra în rol din această toamnă. Sper eu că prin revenirea în calitate de actriță a Nicoletei Bolcă în Teatrul Ide Sârbu, stagiunea care se apropie cea din, am înțeles că în 18 septembrie va fi noua stagiune a teatrului, va face din nou să-l pline în rolul în care domnia sa va juca de acum încolo. De altfel, contractul actriței Nicoleta Bolcă se poate prelungi sau chiar schimba din perioadă determinată în nedeterminată în urma unui concurs sau examen. Există posibilitatea, sigur, dar noi vom respecta legea, da? Pentru că ați văzut ce se întâmplă la ora actuală în conferința de presă care am ținut-o săptămâna trecută și pe care a încercat Cosmin Rădescu să o demonteze oarecum, din nou spunând că se poate trece din determinată în nedeterminată fără concurs sau examen, complet eronat, în afara legii, pentru că legea specială după care se conduce teatrul este ordonanța de urgență numărul 21 din 2007, care este foarte clară. Există această posibilitate, sigur, eu zic că teatrul din Petroșani are nevoie de această personalitate, actrița Nicoleta Bolcă, dar totul va decurge conform legii. După expirarea contractului pe perioadă determinată, el se poate prelungi până la 36 de luni, dar în același timp se poate ține concurs sau examen, da? Depinde de câte persoane, pentru că dacă câștigă concursul sau examenul, să se încadreze apoi pe durată nedeterminată. Cu ce gânduri se întoarce Nicoleta Bolcă la Teatrul Dramatic Ide Sârbu din Petroșani? Mă bucur din suflet că revin la Teatrul din Petroșani cu gânduri bune. Mi se pare că în aproape 4 ani de zile a existat în teatru mai mult circ decât spectacole. Cred că am o obligație morală față de acest teatru, pentru că atunci când l-am preluat ca manager, erau doar 2 actori cu studii superioare. Între timp, trupa s-a mărit și au ieșit spectacole care aveau un impact la public extraordinar. Să nu uităm că sălile erau arhipline, nu mai erau bilete cu câteva zile înainte de premieră
Și dincolo de imaginea mea care a fost absolut terfelită, fără să fie niciun nicio motivație din tot ceea ce s-a spus adevărată, dar dincolo de asta, cred că publicul trebuie să vadă teatru, cred că trebuie teatru ăsta să redevină ceea ce a fost și sunt convinsă că ceea ce am de spus ca actor voi spune pe scenă. Nicoleta Bolca a părăsit teatrul din Petroșani în anul 2017 după ce și-a prezentat demisia din postul de manager al instituției de cultură. Aceasta a fost în ultimii ani ținta atacurilor unui grup de actori din cadrul Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani. Nu de puține ori, foștii colegei Nicoletei au lansat în spațiul public aspecte legate de viața privată a fostului manager. În toată această perioadă, Nicoleta Bolca nu a făcut declarații și nu a răspuns atacurilor împotriva sa. Probele examenului de bacalaureat sesiunea de toamnă nu au trecut fără probleme. Ieri la proba obligatorie a profilului au fost eliminați pentru fraudă 4 elevi, iar astăzi la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului au fost eliminați alți 3. Probele de marți și de miercuri la examenul național de bacalaureat sesiunea a doua s-au desfășurat în linii mari conform legislației în vigoare. În schimb, dacă 424 de candidați ieri și 328 și-au predat în mod onorabil lucrările, în cursul zilei de ieri am avut 4 elevi eliminați și în cursul zilei de azi alți 3. Aceste elevi au intrat în serile de examene cu telefoane asupra lor, respectiv cu fițuici. Sigur că membrii comisiilor au luat toate aceste măsuri conform legislației în vigoare, toți cei 7 candidați fiind eliminați din examen, respectiv pierzând următoarele 2 sesiuni, fără să poată să se scrie din nou la bacalaureat, decât după ce trec cele 2 sesiuni. Mâine, 19 august, va avea loc ultima probă scrisă din această sesiune, proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate în data de 31 august până la ora 12. Pompierii alpiniști din cadrul ISU Hunedoara au realizat 2 antrenamente unice în România, unul în zona castelului Huniazilor, iar celălalt la castelul Corvinilor. La primul antrenament, salvatorii au simulat salvarea unei victime în urma unui accident rutier. În condițiile în care autoturismul se afla pe o pantă cu înclinație foarte mare și conform scenariului, fără posibilitatea ca salvatorii să se apropie de vehicul pe un alt plan decât cel superior. Pentru prima dată, pompierii alpiniști s-au antrenat pentru salvarea unei victime concomitent cu operațiuni de descarcerare, toate manevrele fiind executate cu salvatorii asigurați cu corzi. A doua operațiune a avut loc la castelul Corvinilor și în prezența publicului, care a putut vedea cum pompierii alpiniști au realizat o misiune de salvare din turnul castelului. Salvatorii au acordat primul ajutor unei tinere implicată în exercițiu asemeni cavalerilor de odinioară și au salvat prințesa rănită din turn cu ajutorul unui sistem de linii tensionate tiroliană pe o distanță de aproximativ 90 de metri din turnul castelului până în zona de siguranță, adică platoul exterior.